gustose, deliciose. Ponemos el león. Circa 10 o 100 de mililitri. Lăsăm să se încălzească. Punem și ceapa, 400 de grame de ceapă. Amestecăm puțin. Și acoperim cu un capac. Mai amestecăm din când în când. Acoperim. Acum adăugăm sosul de roșii cu pulpă. Amestecăm. Acoperim și lăsăm câteva minute să fiarbă. Deci am adăugat 400 de grame de sos de roșii cu pulpă. Acum adăug 140 de grame de orez. Amestecăm. Punem și sarea. Sarea o punem după gust. Piper. Adăugăm și frunze de leuștean uscat. Frunze de mărar uscat. Frunze de cimbru. O să punem și un pic de condiment pentru sarmale. Amestecăm bine totul. Punem un pic capacul. Dacă aveți leușteanul, cimbru, mărarul proaspete, le puteți adăuga. Ia uitați, un pic de cimbru proaspăt am să pun, să dea gust. Din când în când noi amestecăm. Uitați, până când scade și când nu mai avem zeamă deloc, atunci este gata. O să dăm de pe foc și o să unim carnea. Mai lăsăm încă puțin. Vedeți, umplutura este gata. Acum o să închidem și o să dăm de pe foc. Am dat de pe foc și acum o să adăugăm carne de porc și puțină de vită. Amestec. O unim pe toată aici. Și amestecăm. Aceasta este umplutura pentru sarmale. Terminăm de amestecat totul bine.
Facem sărmăluțele. Vedeți frunzulița? Frunzulița păstrată în sticluțe. Punem puțin, cam o linguriță, depinde cât de mare este frunzulița. Și răsucim și închidem cu degetele la capete. Închidem așa frumos. O ruladă din carne tocată, cu șunculiță, cu spanac tras la tigaie, cu ușoare umplute, cu parmezan. Eu am să o pregătesc din seara aceasta pentru mâine. Îngălesc în hârtie de copt. O pun într-o tavă de copt. Și mâine dimineață o bag la cuptor. Bună seara, bună seara! Și o să avem nevoie de 500 de grame de carne tocată de vită, 500 de grame de șunculiță, șuvițe, 3 ouă fierte, cam 30 de grame, 40 de grame de parmezan, asta îl puneți după gust. Aici, gata tras la tigaie, în ulei și cu usturoi și cu puțină sare, spanacul. Eu am folosit de data aceasta spanac congelat. L-am cântărit după ce a fost preparat. Puțină sare, piper și ulei. O să punem totul într-o tavă, în hârtie. Eu îl prepar din seara aceasta și mâine dimineață, la prima oră, îl dau la cuptor. Și am să încep cu carnea tocată. Am să adaug puțină sare. Adaug puțină sare să o condimentez. Și puțin piper. Adaug și parmezanul. Eu am să amestec cu mâna totul. Bună seara, bună seara, bine ați venit în bucătăria Cameliei. Totul se face foarte, foarte simplu. Am amestecat bine carne tocată cu sare, piperul și cu parmezan. Dau deoparte. Și șunculiță, la fel, cu puțină sare. Eu deja am pus puțină și puțin piper. Am să pun și puțin ulei. Și am să amestec bine. Sunt șuvițe de șunculiță, vedeți?
pe care am să le pun prim ustrat și deasupra o să punem carnea tocată. Le amestecăm bine, 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 bine. Acum am să pun totul pe... Bună seara, bună seara! Bine ați venit în bucătăria mea! Am să pun totul pe hârtie de cop. Și după aceea o să punem totul în această tavă. Eu mâine dimineață am să dau la cuptor cum este toată rulată și am să înțep cu cuțitul. Am să o coc cam o jumătate de oră, așa, și după aceea o desfac, încet, încet. Acum o să așezăm cărnița noastră, șunculița. Șoricul l-am tăiat. Am lăsat fără șoric. Ca să nu iasă tare. Acum, o să întindem... Are una, două sfârculețe. O să întindem carnea tocată. Să întindem peste șunculiță. Să punem așa bine carnea tocată peste tot. O să întindem. Acum o să punem și spanacul. Spanacul eu l-am tras la tigaie. Și o să punem și omuțele fierte. Trei ouă ușoare. Și acum cu mare grijă o să întoarcem. Rulada noastră. Am să o strâng bine cu hârtia. Da.
să pun în această tavă. Aceasta este rulada noastră. O lăsăm la să se macereze până mâine dimineață. Și mâine dimineață o dăm la cuptor. O puteți da și în această seară. Bună seara, Carmen. Fac rulada de carne cu carne tocată și cu șunculiță, cu spanac tras la tigaie, cu usturoi, cu spanacul a fost congelat, puteți folosi și spanac proaspăt, cu usturoi, cu ulei, cu puțină sare și cu ușoare fierte și cu parmezan în carnea tocată, condită cu sare, piper și parmezan. Făcută ruladă și dăm la cuptor. Aceasta este rețeta mea din această seară. Eu o prepar pentru mâine. O puteți da și în seara aceasta. Sau dacă nu, mâine dimineață o băgați la cuptor să fie caldă pentru prânz. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în direct cu mine. Vă doresc multă sănătate. O rețetă simplă, care se face repede, spun eu. Și bună! Cine a venit mai târziu, am să scriu și ingredientele de desubt. Cine dorește, le scriu, cu mare drag. Bună seara, Viorica! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Vă doresc multă sănătate. În seara aceasta am făcut o ruladă de carne cu carne tocată, cu șunculiță. Carnea am condimentat-o cu sare, piper și cu puțin parmezan, cu spanac. Spanacul a fost congelat, l-am pus în tigaie. Mai întâi am undit usturoiul cu puțin ulei. L-am prăjit un pic, apoi am adăugat spanacul cu puțină sare și l-am prăjit bine, să scadă, să nu aibă zeamă, cu 3 ouă fierte. Apoi am condimentat bine șunculița cu sare și piper și puțin ulei. Am pus un strat de șunculiță, un strat de carne tocată, un strat de spanac, 3 ouă, am rulat. Și dăm la cuptor. Dăm la cuptor exact așa cum este. Înțepăm în câteva locuri cu un cuțit sau cu o furculiță și lăsăm ca un 40 de minute, o jumătate de oră. După ce a trecut acest timp, desfacem ca să se ruminească. Cât timp lăsăm să se coacă în sucul propriu. Așa. Numai că trebuie înțepat ca să nu pocnească, să se rupă în cuptor. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Acum trebuie să vă las. O să ne vedem mâine seară. Am să mâine seară sau luni, să vedem. Că vreau să vă arăt cum fac eu fondantul din marshmallow. Și am să decorez brioșe. Am să fac și brioșe cu, de data aceasta, cu ciocolată și o să le decorăm. Și cu fistic am să fac. Și o să le decorăm cu floricele din fondant făcut din marshmallow. Să ne jucăm puțin. Vă urez o seară frumoasă. La revedere. Și mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Și vă mulțumesc că ați venit în casa mea. O seară bună, la revedere tuturor. Vă pup cu mare drag și vă iubesc pe toți. Pupici, mulți pupici și vă îmbrățișez cu drag. La revedere. O seară frumoasă tuturor. La revedere.